moment de cel de înger era să-l servesc pe Dumnezeu în ziua lui Tădină. Și ce mănâncă Dumnezeu? Ce canale! Da, aveam 8 ani. Nu, e foarte drăguț. Și cât timp ai crezut în căcatul ăsta? Apar nu am câteva luni. Și cât timp ai fost ajutor de preot? 4 ani. Doamne! Să văd pingvin. Când aveam 6 ani, chiar mă îmbrăcam un pingvin și un cowboy. Un pingvin îmbrăcat în cowboy era super șmecher. Deci, sunt în costumul meu de cowboy și mergem la zoo. Luăm autobuzul și începem să vorbim despre cum am născut eu și cât de gras eram și după vreo două zile n-am mai mâncat nimic. Toți erau mulțumiți, mai ales el era mort. Cum a fost acest rol? Sincer, a fost un rol foarte dificil pentru mine, pentru că am încercat foarte multe variante și, nu știu, cred că totul constă în sinceritate mai mult. Este prima dată când joci această piesă? Nu. Am avut premiera acum câteva săptămâni, este a doua oară când joc, dar emoțiile sunt foarte mari. Cum a fost publicul din Botoșani? Publicul din Botoșani, sincer, e cel mai șmecher public pe care îl știu. Le mulțumesc tuturor care au fost în sală și care au venit în seara asta. Ai câștigat de când ești la atelierul de teatru? Am aproape 2 ani de când sunt în trupă. V-ați planificat niște concursuri pentru cu această piesă? Da, o să ajungem la București în 8 mai, cred, și odată pe 12 mai. Cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Bogdanoi Bogdan și am 18 ani. Ați metri prin oraș în timp ce ceilalți copii strigă drum bun, voinicule! Timi moare! Iar te gândești la propria ta moarte? În ziua mormântării lui Timi pentru prima oară Xanax. Ai 8 ani! 8 ani și jumătate. Încerci să-i dracu traică tu și iubești puturașul peste tot, dar fără rezultat. Cum ți s-a părut acest rol? A fost un foarte scurt timp pentru că e dublă distribuție și am lucrat la spectacol mai mult în săptămânile astea dinainte festival. Nu știu, a fost destul de greu într-un fel sau altul, adică, nu știu, am muncit, apar n-am, a fost palpitant. Ați mai prezentat acest spectacol? Da, premiera a fost înainte de amfiteatru cu scop pentru a primi donații. Ați câștigat și premii? Nu, premiera a fost doar în oraș. Îți vei înscrie și în concursuri? Da, e înscris deja la concursuri din București. I-am spus mamei că vreau să ies. Am spus-o încet, să n-audă și ceilalți. Dar ea începe să țipe la mine și să-mi spună că era sigură de asta. De ce sunt așa de lași? De ce nu sunt și eu ca frații mei mai mari? Și că seamăn cu taic-miu. De unde până unde? Nu l-am mai văzut pe tata de la 6 ani.